Este cea mai dureroasă zi pentru Andreea Morega, studenta de la medicină din Timișoara, ucisă cu bestialitate de Mirel. Astăzi, familia îngenunchiată de durere, prietenii, colegii de la facultate, dar și profesorii, își au rămas bun de la Andreea pentru totdeauna, conducând-o pe ultimul drum. Andreea visa să devină medic, însă cele 60 de lovituri de cuțit i-au curmat acest vis. În urma ei, Andreea lasă o mare de lacrimi, suferință nemărginită și multe întrebări fără răspuns. De ce ea? De ce așa? Dumnezeu să te odihnească, Andreea!